Situație tragicomică pe transonul autostrăzii A8, segmentul Pașcan-Lețcani. Țevile pentru execuția forajelor geotehnice au fost furate de două femei din Târgu Frumos, care le-au transportat la un centru de colectare a fierului vechi. Din fericire, polițiștii au reușit să găsească țevile și să le înapoieze firmei care se ocupă de proiectare. Proiectul autostrăzii A8 pare să fie blestemat, pentru că nu doar proiectarea și execuția se fac greu, lucrarea a devenit ținta hoților care s-au gândit să sustragă câteva țevi de aluminiu pe care au reușit să le ducă la fier vechi. Din fericire, polițiștii au fost sesizați la timp și materialele au ajuns din nou în posesia firmei care se ocupă de proiectare. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Frumos au fost sesizați către reprezentanții unei societăți comerciale cu privire la furtul unor țevi. Polițiștii au demarat de îndată cercetările și verificările, fiind identificate la scurt timp persoanele bănuite de comiterea faptei. De asemenea, prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Pentru a evita astfel de situații, s-a luat măsura de a depozita toate materialele de construcție autostrăzii într-un spațiu securizat. Constructorul era liniștit, nu erau probleme. Mai ales că am înțeles că chiar de ieri au găsit tot ce a dispărut de acolo. Am înțeles că și unde le țineau ei undeva, pe lângă hotelul ăla, de lângă Târgu Frumos, le-a pus la dispoziție un magazin să nu le mai țină în drum. Sectorul ieșean al autostrăzii A8, precum și cea mai mare parte a sectorului montan Târgu Mureș, Târgu Neamț, ar urma să fie construit cu fonduri europene prin intermediul Programului Operațional pentru Transportul 2021-2027, program aprobat deja de Comisia Europeană.